nu botez, rotundul de la Telem vă deranjează. Aș vrea să mă întâlnesc cu dumneavoastră să avem o discuție un pic, pentru că am filmat la Ștefănești niște mai multe secvențe cu problemele cu primăria acolo și un anumit domn pungă v-a acuzat pe dumneavoastră că ați fost asociat și că l-ați fi înșelat. Și vreau să vă spuneți dumneavoastră punctul de vedere. Eu nu vreau să ajung această problemă în preză. El a afirmat, orice om care afirmă ceva, nu scoate pe post orice afirmă. Că așa se trezesc mulți nebuni pe lumea asta. Domnul Botez, deci el a făcut niște afirmații, eu nu știu dacă afirmați că sunt reale sau nu. De-aia am vrut să discut cu dumneavoastră. Nu sunt reale, că e tocmai invers, da? Da, eu n-am de unde să știu. N-am eu de unde să știu. Eu nu vreau să intru în joc cu asta. Eu sunt mai retras, îmi văd de pătrățica mea, îmi văd de casa mea, da? Eu sunt retras, nu vreau să intru în niște jocuri din astea. Nu mă interesează. Domnul inginer, nu-i nicio problemă. Obligația mea era să vă contactez, să vă anunț, să vă spun că el v-a lansat niște acuzații la adresa dumneavoastră și dacă dumneavoastră... Mă dea în judecată. Mă dea în judecată dacă o lansa, da?